Nu știu de ce am senzația că și bunica a început să joace cartea asta victimizării. Probabil că a văzut că prinde la public și că îi este de folos lui Roberto și o joacă cât de mult poate. Pentru că ați văzut, merge sus în dormitor, plânge cu voce tare ca cei din staff să traducă ceea ce spune doamna și să, se vadă în live. Nu Robert oricum o joacă și se vede că în ultima perioadă a văzut că prinde chestia asta cu victimizarea și a început să fie doar pe drumul ăsta. Mie, sincer, îmi pare rău că și-a pierdut tot farme cu care l-a avut la început, dar deja e prea mult, sincer. Iar reacțiile astea bunicii față de el nu fa aia, nu, ia uitați. Nu faia, nu trece, nu așa, sunt prea multe pentru vârsta lui.